4 zile de Septemberfest. Conducerea primăriei Botoșani a decis ca Septemberfest să aibă loc în perioada 8-11 septembrie și nu în intervalul 9-11 septembrie, cum se anunțase inițial. Spectacolele, toate activitățile artistice și sportive se vor desfășura în centrul vechi. În parcarea de lângă magazinul Botoșani va fi amenajat un parc de distracții pentru copii și tineri. Totodată la festival vor fi prezenți comercianți de mici, bere, sucuri și alte produse. Am decis să începem evenimentul de joi, pentru că este o sărbătoare importantă pentru români și astfel să le oferim posibilitatea să sărbătorească alături de noi, să fie prezenți în cadrul evenimentelor, unde vom avea ziua de joi tineri, spectacol de karaoke, continuăm cu ziua de vineri, spectacolul va începe aproximativ la ora 18 cu ansamblu Stejerelu, fanfara Stejerelu, vom avea ansamblu Ciprian Porumbescu de la Suceava și Ligia and Band în încheierea programului. În ziua de sâmbătă vom deschide cu trupe și artiști locali. Vom avea invitată Filarmonica Botoșani, care va avea o prestație pe scenă. Apoi Dagu Project, Emil Lazarea and Kathleen. Duminică, de asemenea, vom deschide spectacolul cu trupe și artiști locali. Avem încă un spectacol al Filarmonicii Botoșani, diferit față de cel de sâmbătă. Artiști locali sau naționali, aici mai așteptăm câteva confirmări și închidem spectacolul cu invitatul Mateo. Cu această ocazie, actorii de la Teatrul Mihai Eminescu vor prezenta în mod gratuit pe scena Casei Sindicatelor piesa Bani din Cer, iar cei de la Teatrul de Copii Vasilache vor pune în scenă Elefanțelul Curios. Alături de noi mai sunt Teatrul de Păpuși Vasilache și Teatrul Mihai Eminescu, care vor avea reprezentații gratuite, Teatrul Mihai Eminescu la sediul de la Casa Sindicatelor și Teatrul Vasilache la scenă cu spectacolul Elefanțelul Curios. Teatrul Mihai Eminescu va avea piesa Bani din Cer, o reprezentație care va fi gratuită pentru botoșeneni, ținând cont de întreaga atmosferă festivă. Viceprimarul Cosmin Andrei a declarat că a discutat cu operatorul de salubrizare și cu conducerea DSPSA pentru realizarea racordurilor la energia electrică, dar și cu poliția locală și celelalte instituții ale statului pentru a asigura un climat de siguranță în centrul istoric.